Să deranjează? Dați și voi de un buton sau... Bună ziua, bun venit la conferința de presă premergătoare meciului cu Gazmetan. Îl am alături de mine pe jucătorul Răzvan Onea, care vă va vorbi despre acest meci. Dacă aveți întrebări legate de partea administrativă a clubului, vă stau eu la dispoziție. Și după ce vom termina discuțiile cu Răzvan, va fi prezent și antrenorul Mihai Iosif. Răzvan, câteva cuvinte, te rog, despre meci. Da, bună ziua! Ne așteaptă un meci foarte important, un meci cu un adversar dificil. Mergem la Medias cu gândul să câștigăm cele 3 puncte și să ne întoarcem victorioși de acolo. Răzvan, așa, poate nu vă gândiți la ceea ce se întâmplă la Gazmetan, dar vă gândiți că involuntar poate apărea o stare de relaxare, știm că iau acele probleme financiare și nu se pot concentra chiar 100%. Da, cum ai spus tu, gândul nostru nu este îndreptat spre acea direcție. Noi ne gândim doar la ce avem noi de făcut și să ne facem treaba cât mai bine pentru că astfel vă putea câștiga. E ca o ultimă carte din istoria în perspectiva participării în play-off? Nu știu dacă este un meci chiar decisiv, dar cu siguranță este un meci foarte, foarte important pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Crește presiunea și pentru că Adina Vare că probabil va aștepta ceva mai mult. Presiunea a fost tot timpul, la fiecare meci ne-am dorit victoria și cu siguranță presiune va fi și la acest meci și cu cât ne îndreptăm spre sfârșitul campionatului regulat, presiunea va crește cu atât mai mult. Pentru tine cum a fost acomodarea la Rapid, cum te obișnui cu băieții? Băieții m-au primit foarte bine, de aceea cred că și acomodarea mea a fost una rapidă. Am început să joc, am încercat să-mi fac cât mai bine treaba și le mulțumesc că m-au primit atât de bine și mi-au dat curaj să pot să-mi fac meseria așa cum trebuie. Cu cine te înțelegi cel mai bine de la Rapid? Mă înțeleg bine cu toți colegii, îl știam pe Adi Bălan de la Iași și pe preparatorul fizic pe Hoze și pot să spun că cu ei aveam o relație de prietenie dinainte. Dar mă înțeleg bine cu toți colegii. Cât de mult te aștept să debutezi pe noua arenă din Gilești? Da, îmi doresc foarte mult să se întâmple asta cât mai repede și cred că fiecare suporter și fiecare coleg al meu își dorește să jucăm cât mai repede acasă. Eu am răbdare, știu, pe subiectul ăsta, că parcă se tot amână așa. Eu nu știu motivele pentru care se amână, dar noi încercăm să jucăm la fel de bine pe orice teren. Când va fi să jucăm pe noul Giulești, cu siguranță atmosfera și tot ce se va întâmpla acolo va fi prietenic pentru noi. Mi se pun așa câteva piedici, să spunem, cel puțin din intervurile la suporterilor. Aveți meci voastre închise, apoi la voluntari vedem că au pus direct 100 de lei. Da. Lipsa suporterilor cu siguranță ne dăunează, pentru că am simțit-o pe pielea mea pentru prima dată ce înseamnă să fie alături de noi acum la meciul cu UTA, când simțeam că nu mai, efectiv, nu mai pot fizic, începeau să cânte și imboldul acela îmi dădea o stare extrem de plăcută. Mi se pare nedrept că vor te uita pe cei de la voluntari așa, cum acum e 100 de lei giletul intrare general. Da, mi se pare nedrept, dar decizia e la ei. Joacă acasă și pot să facă cum cred ei de cuvință, dar nu mi se pare corect. Mai sunt întrebări? Mulțumim. Vă mulțumesc. Ardere.